Românce sclave pe ogoarele din Italia. Dacă accepti o cafea și un corn, accepti și avansuri sexuale. Abuzurile au loc în văzul tuturor. Dacă refuzi, a doua zi nu te mai au la muncă. Sunt cuvintele unei românce care a lucrat în agricultură. O româncă din Italia, care a lucrat în agricultură înainte să devină activistă pentru drepturile muncitorilor, a povestit pentru libertatea despre pericolele ce amenință femeile care lucrează la cules de fructe și legume, împreună cu o asociație din România, face parte dintr-un proiect european prin care femeile de la țară sunt informate despre ce le așteaptă pe ogoarele din peninsulă. Braccianti îi numesc italienii pe oamenii care muncesc în agricultură, aceștia sunt cei care muncesc în fiecare zi, ca să pună peste 100 de milioane de tone de fructe și legume pe masa europenilor în fiecare an. Italia este al doilea cel mai mare producător din Uniunea Europeană după Spania. Se începea munca foarte devreme, la cules de mandarine se începea la 4-5 dimineața, fiindcă de multe ori câmpurile sunt departe, mergi mult pe drum, apoi ai 10 ore de muncă fără pauze, mănânci un sandwich foarte repede, ai voie de maximum două ori să mergi la baie și câmpul este serviciul igienic pe care trebuie să-l folosești. Povestește românca, atunci a văzut cu ochii ei abuzurile celor pe care italienii îi numesc caporali, adică cei care intermediază munca la negru, spune românca. Peste exploatarea prin muncă se adaugă și abuzurile sexuale și psihologice. Adriana știe azi că există aproape o școală de exploatări celor mai vulnerabili. În anii, caporalii au învățat exact cum să-și găsească victimele. Unii spun, de ce nu schimb locul de muncă? Pentru că nu ai alternativă. E sindromul Stockholm. Caporalii au verificat și testat vulnerabilitățile de-a lungul anului, cunoscând condițiile tale sociale și economice. Știu că te vei întoarce, spune activista. Autoritățile italiene estimează că 180.000 de oameni ar fi în situații de exploatare, dintre care aproape 57.000 de femei. Departe de, de ora și pe terenurile agricole trăiesc adevărate tragedii. Mersul la toaletă este un moment prielnic pentru caporali să-și pună în aplicare planul, fiindcă vorbim de o femeie pe câmp care s-a îndepărtat de grup. Este cel mai bun moment să fie agresate. Multe femei nu spun, fiindcă le este rușine, așa e cultura noastră. Apoi, gândiți-vă când sunt la menstruație. Nici nu poate fi vorba despre igiena lor. Este lipsit de demnitate, mai spune românca. Agresiunea sexuală a acestor femei este în văzul tuturor, în mijloacele de transport, în sere, în magazine sau fabrici, în spațiile de cazare, a mai adăugat psihologa.